Salut, numele meu este Ciprian Tudosă, sunt în ultimul an de masterat la specializarea performanță sportivă. Mai tot timpul mi-l petrec în sport, mai exact de vreo 9 ani. Sunt canotor, unde am obținut numeroase titluri de la campion european, vicecampion european, vicecampion mondial, iar anul acesta am reușit să obțin cea mai înaltă performanță din cariera mea, și anume medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Am un palmares foarte bogat, prin care se numără și rezultatele de la juniori. Am absolut toate titlurile posibile, de la campion național, balcanic, mondial, olimpic, pentru că este o ediție a Jocurilor Olimpice destinată juniorilor, adică până în vârsta de 18 ani. A reușit să o câștig în 2014 în China, dar povestea în canotaj este mult mai amplă. Care este povestea ta? Povestea în canotaj a început la Rândășeni, pentru că acolo este locul meu natal. În clasa 8-a, domnul antrenor selecționer Vasile Frămia a venit în selecție, pentru că așa se începe sportul în această ramură a canotajului. Faptul că ești înalt, faptul că ești dezvoltat, te ajută foarte mult, ești foarte eficient. Iar prin asta am ieșit în evidență, în clasa 8-a fiind foarte înalt comparativ cu colegii mei. M-a rugat să ies pe hol să mă poată măsura, iar de acolo mi-a prezentat cam ce înseamnă acest sport. Nu am vrut din prima dată să mă duc să-l încerc, pentru că practicam de ceva ani și fotbalul, mai exact de la 6 ani, deci toată viața mea cred că am fost un mic sportiv așa. Treptat am prins drag de acest sport, anume canotajul, pentru că Am reușit să vâslesc, să ies pe apă, iar acolo cred că m-am atașat pentru prima dată de acest sport, dar adevărata dragoste, să numesc așa, față de el a fost când am câștigat primul titlu internațional, și anume cel de campion balcanic în Bulgaria. Asta se întâmpla în 2013, iar peste 6 ani avea să câștig și prima mea medalie la nivel de seniorat, unde am ieșit vicecampion mondial. Care sunt calitățile care te-au ajutat în cariera ta? Cred că prima și cea mai importantă calitate este ambiția, pentru că ea te ajută să depășești momentele dificile, momentele grele, acelea în care unii dintre noi aleg să se dea bătuți, dar eu acolo îmi place să gândesc că ăsta este momentul în care devii mai bun, mai bun decât ieri, mai bun decât săptămâna trecută, și acolo este clipa în care trebuie să calcă accelerația. Pe lângă ambiție, cred că lucrul ăla de a fi cineva în viața asta, în lumea asta, asta mi-a plăcut mereu să cred, și încerc de la zi la zi să devin o versiune mai bună a mea, nu neapărat în viața de sportiv, cât și în viața de zi cu zi. Poate că s-a făcut o reclamă cam proastă așa asupra sportivilor, cum că nu sunt tocmai citiți, să folosim un termen mai elegant așa, dar credeți-mă că pe lângă antrenamente, pe lângă faptul că trebuie că sunt prezent și la cursuri, acum am norocul că ele se desfășoară online, iar pot să fiu mult mai activ acolo, dar citesc foarte mult, iar lucrul ăsta m-a ajutat în toate domeniile. Acum, cea mai actuală carte pe care o citesc este Tribul Titanilor. Este un fel de multitudine de interviuri de la diferite personalități. Fiecăruia dintre ele a fost adresată un set de întrebări. Să vedeți acolo diferențe între mentalități, între personalități din diferite domenii și cum reușesc să treacă peste momentele alea despre care vorbim adineaori, momentele alea grele, care consider că acelea sunt momentele cheie în dezvoltarea unei persoane. Care este ritualul dinaintea unei competiții? Aș vrea să începem cu plecarea de la hotel. Tot timpul încerc să mă rup de absolut toată lumea, să fiu eu, îmi pun muzică în căști. La masă încerc să merg singur, chiar dacă am un coechiper care mă completează 100%, dar în ziua concursului, până ne urcăm în barcă, fiecare știe ce are de făcut și fiecare este în lumea lui, cu căștile în urechi, concentrat pe ceea ce am de făcut, vizualizez cursa pe care trebuie să o fac în ziua respectivă. Când ajung la baza unei concurezi, la fel încerc să-mi focusez energia doar pe
pe cursă, îmi iau suplimentele ce trebuie administrate înainte de concurs, fac terapiile respective ce trebuie făcute atunci. Când vine momentul să ies pe apă, așa se folosim expresia asta, îmi dau așa o doză de adrenalină și să plec cu o minte pozitivă, pentru că a fi pozitiv contează enorm de mult, mereu, în orice situație, nu doar în sport. Care a fost experiența din spatele cele mai mari performanțe? Cum am spus, cea mai mare performanță mea de până acum este medalia de argint la Jocurile Olimpice, iar acest rezultat mi-a schimbat viața enorm, nu neapărat după câștigarea ei, ci mai mult procesul prin care am trecut pentru a obține această prețioasă medalie, pentru că o medalie olimpică, și nu neapărat doar o medalie olimpică, participarea la Jocurile Olimpice este visul oricărui sportiv, iar faptul că am reușit să obțin acest titlu nu poate fi decât încununarea muncii mele de până acum. Momentul acela când am fost pe podium și m-am văzut privit de atâta lume, de atâtea camere, știind că o lume întreagă este cu ochii pe mine, cred că ăla a fost momentul cel mai măreț din cariera mea de până acum. Dă-ne un exemplu de provocare din viața ta peste care ai trecut. Cred că exemplele astea ar exista zilnic, pentru că în programul meu nici o zi nu seamănă cu cealaltă, dar exemplul care îmi vine acum în minte este cel de la din 2019, când am spus că am câștigat medalia de argint la campionatul mondial, chiar cu o săptămână sau două înainte de a pleca către concurs. Pe lac aici la Snagovul ne pregătim noi, eram la antrenament, ne întorceam după terminarea lui, iar o barcă de fete a intrat în noi, am spart acea barcă de tot, nu mai am avut ce face cu ea. Spre bucuria noastră nu am pățit nimic, atât eu cât și colegul meu. În ziua următoare a trebuit să ne urcăm o mașină, să plecăm spre Bulgaria, să ne pregătim pe o altă barcă, care ne era total necunoscută, iar lucrul ăsta este ceva foarte dificil, pentru că îți trebuie ceva timp până să te acomodezi pe o anumită barcă, reglaje. Iar chestia asta, cum că m-a lăsat doborât de necunoscut, să numim așa, cred că m-a ajutat foarte mult în ceea ce am devenit eu după câștigarea acelei medalii, pentru că asta îmi place să urmăresc mereu, dezvoltarea mea personală până când obțin un anumit rezultat și să-l compar cu mine cum eram înainte. Cum a fost începutul pandemiei pentru tine? La început a fost totul ceva nou, pentru că aproximativ 3 luni de zile ne-am pregătit acasă, iar asta nu s-a mai întâmplat niciodată de când practic acest sport. Trebuia să-mi pregătesc eu absolut totul, dar faptul că mă pregăteam singur, absolut singur, chiar la Tokyo eram testat zilnic, masca o purtam non-stop, și faptul că la competiții nu mai aveam suporteri absolut deloc, s-a simțit enorm de mult, din păcate. Ce ai dorit să îmbunătățești la tine? Răbdarea. Am de lucrat foarte mult la lucrul ăsta, pentru că uneori o pierd foarte rapid și am avut noroc de colegul meu, Marius, pentru că el venea cu răbdarea necesară pentru a duce acest echipaj mai departe. Ce spun prietenii despre tine? Că sunt o fire foarte ambițioasă, nu mă mulțumesc cu puțin, mereu caut să fac perfectul. După ce valori îți ghidezi viața? Sinceritate, o apreciez foarte mult. Loialitate, nu-mi plac lucrurile simple, pentru că astea sunt pentru oricine. Tot timpul tind spre ceea ce nu alege să facă oricine. Care ar fi un moment stresant din viața ta? Cel mai recent ar fi cantonamentul în Italia, care a fost din decembrie până în iunie, adică a cuprins și sărbătorile de iarnă acolo. A fost un cantonament foarte greu, nu doar din punct de vedere al antrenamentelor, ci simțeam cumva presiunea Jocurilor Olimpice că se apropia. Ne-am pregătit 2 ani intens în care a intervenit și această pandemie care ne-a dat oarecum peste cap, dar cred că cel mai mult m-a consumat chestia asta a neștiinței, cum că nu știam sigur, noi pregătim zi de zi maxim pentru, ne pregăteam zi de zi la maxim pentru Jocurile Olimpice,
dar încă nu era sigur 100% dacă se vor ține și să dai zilnic maximul din tine pentru oarecum pentru o necunoscută nu e tocmai ok. Iar chestia asta cred că a fost puțin cam dificilă pentru mine, dar am reușit să o depășesc cu brio. Ce ți aduce bucurie la finalul zilei? Faptul că am reușit să duc ziua la capăt, poate nu chiar așa cum mi-am dorit sau cum mi-am propus în dimineața respectivă, dar cred că cea mai mare satisfacție mi-o aduce faptul că am reușit să devin cu puțin mai bun față de cum eram ieri. Care este părerea ta despre lucrul în echipă? În acest sport, cred că totul se bazează pe lucrul în echipă. Ba, mai mult de atât, trebuie să ducem acest termen echipă undeva mai sus. Trebuie să ajungem la acel nivel în care nu mai există eu și colegul, existăm doar o persoană. Pentru că trebuie să facem lucrurile în așa fel încât să se simtă că e făcută doar de o singură persoană. La noi echipajele sunt de la 2, 4 și 8. Gândiți-vă într-o barcă de 8 să faci 8 persoane, adică 8 sportivi plus cârmaciu nou, să gândească ca unul singur, vă dați seama cât de greu este. Dar faptul că știi că cel de lângă tine este egalul tău și te poți sprijini mereu pe asta, te ajută enorm de mult într-o competiție și în momentele alea dificile când știi că te poți baza pe cel din față sau spatele tău. Care sunt modelele tale în viață? Ca prim model, cred că aici mă refer strict la viața de sportiv, pe doamna Elisabeta Lipă, multiplă campionă olimpică, pentru că performanțele acumulate de dânsa nu au fost egalate și nu cred că vor fi depășite vreodată în lumea asta. Faptul că a avut ambiția de a participa și de a câștiga atâtea medalii olimpice, a reușit să se impună în diferite perioade ale sportului și ale olimpismului. O viață strălucită ca sportiv, uitați că astăzi este președinte al unei federații care pot spune că este în topul sportului din România și chestia asta mă ambiționează și mai mult să devin mai bun de la zi la zi, văzând-o și având-o alături, cum că a dat totul în sport. Putea foarte bine să se retragă, să nu mai ieși nimeni de ea, dar uitați că se zbate în continuare pentru sportul care i-a oferit atâtea rezultate. Ce hobby-uri ai? Îmi place foarte mult să pescuiesc. Vacanța asta pe care am avut-o, cred că m-am petrecut absolut toată pe lacuri. Cea de-a doua pasiune este cititul. Îmi petrec foarte mult timp făcând asta. Mă regăsesc acolo și mă încarc cu energia necesară. Deci, ai fi schimbat această carieră cu altceva? Sincer să spun, chiar nu știu și am mai primit de foarte multe ori întrebarea asta, m-am domnit asupra ei. Cred că din totdeauna m-am văzut ca fiind un sportiv. Îmi place să mă văd în continuare așa, deci nu m-am gândit la lucrul ăsta. Ce planuri și așteptări ai pentru viitor? Cea mai de preț dorința mea, clar, este să obțin medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris. Dar înainte de asta mai sunt obiective mai minore puțin, pentru care transformarea medalelor de argint, pentru că sunt câteva de vicecampion, să le transform în aur, să reușesc să termin studiile cu brio și cam astea ar fi. Cui i-ai mulțumit? În principal ar vrea să-mi arăt recunoștința și mulțumirea pentru părinții mei care m-au îndrumat să aleg acest drum al canotajului, tuturor persoanelor care au apărut în viața mea până acum și m-au format ca sportiv, ca om în principal. Sunt foarte mulți, dar cred că cei mai importanți sunt părinții, pentru că ei ne educă, ei ne îndrumă pe drumul care crede că este corect și au grijă de noi să alegem ce este mai bine pentru noi. Ce mesaj ai da pentru tinerii care sunt la început de drum în cariera lor? Am o deviză așa, să-și trăiască visul și să muncească zilnic pentru el, pentru că într-o bună zi, credeți-mă, se va îndeplini, pentru că am trăit asta pe propria piele și vă spun cu mâna pe inimă că se poate întâmpla. Și să nu vă speriați să vă puneți țeluri înalte, pentru că alea vă ajută să vă dezvoltați cel mai bine.
lucrurile simple, cum am spus, lucrurile simple sunt pentru oricine. Lucrurile dificile sunt pentru cei care își doresc cu adevărat un lucru. Aș vrea să insuflu pentru cei mai tineri, pentru cei mai la început de drum, să spun așa, să încerce să-și dezvolte încrederea de sine, pentru că aceasta este cea mai importantă, să-și găsească un domeniu în care se simte în largul lor și să-l facă cu drag, pentru că atunci când faci cu drag un lucru, îl faci cu suflet în principal și rezultatele se văd. În rezultate se vede lucrul ăsta, că îl faci cu inima și nu îl faci de dragul de haide că trebuie să fac și lucrul ăsta azi, haide că trebuie să mă duc și mâine. Nu, să te duci cu drag acolo, pentru că într-un final se va vedea asta. Știu un student de succes care ar fi potrivit pentru un interviu cu noi? Folosește formularul din descriere și noi îl contactăm. Un SR. Conectăm idei, construim experiențe.